Bună seara! Bună seara! Bună seara! Și bine v-am găsit! Suntem Oana Ionită și Dan Fințescu, gazdele voastre care nu puteau lipsi de la o nouă întâlnire cu emisiunea Concurs Vedete în Figuri! Emisiunea voastră preferată care bagă vedetele la apă cu consimțământul lor, evident. Cu consimțământul lor, dar cu costumele noastre, pentru că avem niște costume superbe din licra pe care le veți putea admira, purtate fiind de cele 6 vedete din emisiunea noastră de astăzi, care au o misiune destul de simplă. Ele trebuie să încerce să treacă printr-un zid de polistiren fără să-l dărâme și pe cât posibil fără să ajungă în piscină. Și vă spun cu mâna pe inimă că nu e mare păcat dacă vor ajunge în piscină, pentru că apa e caldă, e proaspătă, e curată. Și pe lângă asta avem cei mai cunoscuți salvamari de televiziune din România, pe Andreea și pe Adrian. Iar în spate, o echipă de pe ambulanță pe care nu ați cunoscut-o până acum și sperăm că nici de acum încolo. Bun! Știți deja că la sfârșitul fiecărui episod oferim echipei câștigătoare niște trofee și mă simt de asemenea extrem de onorat să vă spun că emisiunea noastră are și un scop nobil. Prima TV donează numele echipei câștigătoare suma de 2500 de euro în fiecare episod. Banii de la echipa albastră se vor duce în contul Fundației Sfânta Macrina, iar banii de la echipa roșie se vor dona în contul Fundației Bambini in Emergenza, centrul pilot Andreea D'Amato. Haideți să vedem situația fondurilor strânse până în acest moment. Echipa roșie a strâns 20.000 de euro, în timp ce echipa albastră are până în acest moment 25.000 de euro în cont. Cred că de-abia așteptați să vedeți cine intră prin acea ușă în următoarele momente și pentru a nu mai lungi vorba, să-i dăm drumul concursului. Să începem cu tradiționalii noștri prieteni, capitanii noștri deja arhicunoscuți, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, de la Mondenii, Mirela Zeța și Mihai Bendeac, cei doi parteneri. Bună seara, bună seara. Care se iubesc, mai ales în concursul nostru. Deja publicul începe să fugă de voi. Eu fac o plecăciune. Ce drăguț, ce frumos. Ce clasic. Echipa roșie formată din Ernest și Cătălin Botezatu. Bună seara. Și din start 1000 de puncte pentru echipa roșie, deoarece eu sunt cel mai înalt participant, practic nu am nicio șansă comparând cu înălțimea celorlalți. Ești înalt și cerșetor. Vezi cum intri, cum începi și cerșești. Dar cerșești pentru o cauză nobilă. Nu, așa e. Da, dar o cauză nobilă au și ei de apărat. Da, dar poți să întreb și eu un membru al echipei tale ceva? Spuneți. Da. În ce curent al modei, dar... Tu ești ăla care mă imită pe mine? Nu, dar era unul, dar l-am bătut. Ia spune. Da, l-am bătut pe ăla. Să știi că suntem în tendință. Asta e bine. E în tendință? În tendință. Da, în tendință, asta zic. Dacă vom coloniza vreodată luna... Trendul ăsta tip high-tech, adică argintiu metalizat, e ok. Deci suntem giu-giu. În rest suntem penibil total. Eu am o singură întrebare, e subacvatic. Yeah. Ok. Nu, subacvatic. Nu, este... Am înțeles. E bună. Pune traducere sub. Și acum, echipa albastră, domnilor și domnilor, primul membru sau prima împreună, membru. Împreună, nu-i prezinți împreună? Nu, separat. Așa e și obiceiul meu, lăsați-mă pace. Așa îi place lui să are și el tabieturile lui. Tabieturile mele, domnilor și domnilor, prima concurentă în echipa ce mea. Ce vreau să te întreb? Nu. Este cântăreața de muzică populară, Stana Izbășa! Și crezi că ai să-mi vin să mă prezinți cu atâta patos? Da, ca patos. Dar de ce pe ei ați prezentat împreună și pe noi nu? Pentru că mie îmi place să vă pun în valoare. Noi suntem echipă. Vroiam să intrăm de mână, Vă faceți planuri înainte. Și al doilea membru trebuie să-l prezint cu oarecare respect ca și pe Tolea de altfel. Și domnilor, dați-mi voie să-l introduc în scenă pentru dumneavoastră pe Ionuț Iftimoie! Dar măcar de data asta e în echipă cu tine. Da. Ai, ești norocos. Fie să fie o luptă cinstită, să fie cel mai bun, da? Bine. Ernest, ai fi un alt, dar nu te văd bine. A început înfruntarea. Da, cine știe? Nu poți să știi niciodată ce tigru zace sub orice mânță, nu? Mamă, mica mea ce e acolo. Cătălin, îmi pare rău pentru tine. Și pentru tine. Mi-a dat cu casca. Mi-a lovit. Mi-a rău.
Încă 500 de puncte la echipa roșie. Uite, ne-a lovit. Dom'le, echipa așa plac. Da, așa da. Hai să nu ne mai fie așa teamă. E vorba doar de un concurs. Sigur că da. Luptăm pentru o cauză nobilă. Da. Și haideți să vă spun pe scurt despre ce e vorba. Din spatele acelei cortine va veni către voi un perete din polistiren. În acel perete sunt niște figuri pe care voi trebuie să le respectați, fără să ieșiți din zona de joc. Asta înseamnă fără să depășiți acea linie albă și pe cât posibil evitând să ajungeți în apa din piscină. Numai așa puteți să acumulați maximum de puncte. Da. Deci, pentru că am început prezentarea echipei, cred că ar trebui să începem tot noi. Da, stai un pic. Așa crezi tu. Hai să zicem, hai să zicem în primul rând am că, părere. Spre surprinderea voastră, emisiunea de astăzi începe cu... Cu? Runda 1! Asta era. Mișu, să știi că e rândul tău. Mare... Tu o să fii primul nostru participant. Să-l lăsăm pe dânsul pentru mai târziu, nu-i așa? Poate eu vom zi după drum, e trafic. Stana Izbașa pentru prima. Nu, nici eu. Eu am venit mai de departe. Lăsați. Ai milă de Mișu și zic că vrei tu. Mai bine începeam. El a vrut să te salveze, pentru că prima figură e puțin mai ușoară, să știi. Pregătește-te să nu depășești zona de joc și să respecti figura întocmai. Da? Să vină figurile! Încearcă să nu spargi peretele, da? Hai, e perfect! Ar trebui să te așezi! Reușești! Să te așezi! Reușești pe deasupra! Nu depăși linia de joc! Pe deasupra! Pe deasupra! Frile! Depăși linia de joc! Bravo! A depășit linia de joc! Am văzut, dar... Bravo! Cine este Orb, strigă o! Toată lumea să-și ia o foaie de hârtie și să-și noteze următoarea rețetă. Se ia multă voie bună, se amestecă cu câteva mișcări până se omogenizează. Bun. Se adaugă un vârf de linguriță de romantism, o bucată de lună și se presară pe deasupra un pic de praf de stele. Toată compoziția asta se bagă într-un mixer și se frământă 13 secunde. Se servește rece. Poftă bună! Pentru că regulamentul ne impune... O să scădem 5 puncte și din cele 10 puncte pe care le puteai primi, o să primești doar 5. Mirela? Da. Cu cine începem de la tine? Hai, da. Hai. 1, 2, 3 și... Între voi doi. Hai, du-te. You the man! N-a câștigat. Ba da, pentru aia. Pentru că Roca... Roca sparge forfeita. Da, el a zis Roca. Ernest! Hai. Hai, Cătălin, succes! Cât trebuie să dați la copii? E mult prea complex acum jocul. Acum e chiar figura mai ușoară. Discutați mult. Prima figură e chiar mai ușoară. Lăsați, să vă văd eu mai târziu. Discutați. La zidul capitanului să ne Cătălin, atenție mare! Să vină figurile! Stai cu fața! Fața către zid! Stai cu fața! La picior, Cătălin, de văzut! Sigur! Hai, depășit, ai depășit! Săr cu fața! Săr! Ai depășit! Da, sigur! A depășit! Mirela Fir! Mirela Fir! A depășit, a depășit! Cătălin? Recunoști, da? Recunoaște! A fost greu, ai avut emoții? Reluarea, a depășit! Ia taci mă din gură, că n-am depășit. Și uite, polisirem pe jos, nu trebuia să atingi. Hai să vedem reluarea! De ce Cătălin botezatul, de ce cu modă, de ce cu stil? Deci se poate! Dar la prima impresie se pare că pantalonașii lui ăla din figură sunt cu un număr mai mic și Cătălin nu poate să-i bage picioarele. Sau să și le bage pe ale lui? În fine, trecem peste amănuntele astea exclusiv de croitorie și notăm doar faptul că designerul a dat buzna peste model să vadă cu ochiul și cu tactilul care-i treaba. Treaba e bună, ce stilul meu mai vreți? Echipa voastră primește în acest 5 moment... 5 puncte! 10 puncte! Nu! Da, să desemnez pe cineva. Nu. Te rog. Ionuț, nu, forța fie cu tine. Știu zidul. Că poți. Da, vreau un fluture. Un fluture. Dă-mi vreau microfonul. Fluture. Fluturii sunt liberi întotdeauna. Ionuț, iftimoare pentru dumneavoastră! Echipa mea, Mirela, echipa mea! Și ce țipe așa? Ionuț, haide să te explic la despre naiba. Ce e vorba. Am citit asta cu ziar că albastru nu are noroc deloc. Bursa a luat-o în jos. Totul e pe roșu. De câte ori? Mămica mea care m-ai făcut la maternitate, în București. Să vină figurile! Hai, Ionuț! Ah, e
simplu, e simplu. Respectă poziția. E ok. Puțin mai jos, e, da? Super ok. Băi, s-a respectat. Astea sunt figuri. Poți să te îndrepți. Trebuie să trag și apa? Da, uitați să tragi apa. Poți să te îndrepți. Stai aici cu mine. Nu poți să-l opresc. Bine, mă! Ce echipă, ce valoare! Să vedem reluarea! Virăm ușor la dreapta și de la modă ocotim spre lupte. Din ce văd eu acolo, cred că e o gală de premiere sau se alege un rege, că alte explicații nu găsesc tronului ăla. Ionuț își ia o poziție de autostopist tocmai ieșit din tufe și încearcă să rezolve problema din vorbe, ghidându-se, după zicala din K1, vorba bună, sărăcia omului. Punct ochit, punct lovit, 10 puncte, ciocumic. O să-ți acordăm, zicem împreună, da. Mai mult. 10 puncte! Din 10 posibile, maxim! Bravo. Se tot ce era da. Posibil. Bravo, bravo! Sincer, bravo! Mâna. Ușor! Acum, cine nu poate sta pe un tron? Da, corect. Pe un tron. Ernest. Că urmează Ernest. Eu știu o mulțime care nu pot. Câtă dedicație, echilibru. Echilibru, da. Mi-am dat forma aia la pișoar. Nu, gândește-te că de partea ta se află gândurile bune și dorința de succes a tuturor, a tuturor celor pe care i-ai prins în flagrant. Soților infideli din România. Da. Știi că și-ar dori probabil să cadă schela peste mine, să fie și un scurt circuit meteorit eventual. Așa că sunt sigur că vei avea parte de mult noroc, de o figură ușoară pe treaba care tu mă motivează, super. Treaba care mă motivează pe mine este că fac acest lucru pentru niște copii. Bine. Bravo! Bravo! Bravo. Veți urmări filmul Strania, povestea lui Ernest Fazekas? Da. Da. Realizați un post, vă rog. Ernest, ai ceva figuri magice care te ajută, care ți ajută karma. Da, bun. Publicul, vă rog frumos, încurajați-l. Da. Atenție mare! Să vină figurile! Așa, Ernest, încălzește-te, întinde-te cu curatura. Dacă pui al treilea 0 sus în dreapta, câștigi, fii atent! Săr prin ea! Săr, Ernest, săr! Săr prin ea, aruncă-te! Să nu depăși zona de joc, da? Ai rupt! Bravo! Bravo! Ai încoace? A rupt! Acum ce să zic, oricât de puțin sar tu, tot de sus cazi. Da! Da! Pentru că Ernest a adus vorba de copii, vreau să fac o precizare. Copii, nenea ăla mare de acolo e un om rău care o să vă bage în emisiunea lui când vă faceți mari dacă nu sunteți cu minți și nu păpați tot. Și bineînțeles dacă mai faceți și alte chestii nașpa. Între timp, Ernest și-a făcut treaba și ne-a demonstrat că se poate descurca și într-o lume perfectă fără infidelități. Pe post de săritor la X și 0. 10 puncte maximă. Total 20 de puncte. Și pe lângă aplauze, Ernest și echipa roșie primesc 10 puncte. Noi colegi. Mulțumim. Bun. Ceea ce înseamnă că la încheierea primei runde pentru echipa roșie avem 20 de puncte. În timp ce echipa albastră deocamdată, Ionuț, se află pe locul 2 și primește 15 puncte. Nu te supăra, pentru că acum o să fie rândul capitanilor să participe. Urmează zidul capitanilor! Îl rog pe Adrian să vină lângă noi cu un element de recuzită pentru Mișu! Pentru că am auzit că ești microbist! Ai auzit bine, da? Da, am auzit bine, în unele momente nu prea... Eu acum nu prea mă umor cu fotbal. Asta ar fi unul din acele momente. Vă rog frumos, poftiți în zona de joc, domnule Mihai Bindec. Te vedem, albăstrelule. Apa nu micșorează. Albăstrica lui mama. Să vină figurile! Hai, mă, Mișu, că e simplu, mă. Aruncă-te direct cu bazin. Aruncă-te direct, mă. La naiba o să... Aruncă-o pe deasupra de bazin. De ușor. Ai căzut la naiba. Nu a fost la mișto acest perete. Ți l-am pus din suflet. De când a intrat DNA-ul cu crampoanele în fotbal, nu se mai fac blaturi și multă lume nu se mai descurcă la fel ca înainte. E și cazul lui Mișu, care în altă situație ar fi făcut un blat, ar fi milogit la arbitri, eventual ar fi primit o minge mai mică și o gaură mai mare. Dar aici suntem guvernați de corectitudine și Mișu merge în piscină să-și bage mingea la apă. Aplauze pentru Mișu Bendeac, cel mai om corect! Pentru că nu ți-ai folosit imaginația, nu o să-ți dăm niciun punct! Aoleu! O să-i dăm mai încolo. N-o să-i dăm ce, mai, repetă ce ai spus.
Nu știu ce am spus. Nu mai știu că tocmai ce-a prins 20 de puncte. Eu te-am auzit, Ionuț. Așa ai zis, 20 de puncte. Așa a zis, 20 de puncte. Ionuț, îmi pare rău, chiar dacă era să mă arunci în piscină, mai devreme n-o să-ți acordăm niciun punct. Vine aici. La noi este ceva foarte serios. Capitanul v-a făcut de râs, se pare. E vina capitanului, corect, eu nu-ți e vina capitanului. Nu e adevărat. Auzi, bă? Nu e adevărat. Eu am mare încredere în el. Mulțumesc. Și eu. Știi cum? A fost o capcană. Când făceam eu volei la Dinamo la un moment dat, zicea ea, există și cabine. Există și cabine după aia. Este închisă bine cabina. Ne vedem la vestea. Bun, hai să vedem și recuzita pregătită pentru Mirela. Aici e extraordinar de greu. O mască venețiană. Da, da. Bine, spre deosebire de altele. Față. Masca asta are orbul găinilor. Da. Deci Mirela va trebui să te ghidezi. Trebuie să o dezumfli și pe asta. Zoro avea o mască de asta. Felicita! La la li la la li la! Vezi ceva prin ea? E absurd. Atenție, Ernest, Cătălin, doar de voi depinde dacă Mirela trece de proba asta. Păi stai un pic, eu trebuie să port această mască. Ideea cu masca și atât. Și eu am imaginație. Hai să nu. Și eu am imaginație. Să nu folosești aici. Nu, aici trebuie să te folosești. O să spun față profil, piemuit. Doar sfaturile pe care ți le dau cu echipierii tăi, bine? E clar. Mai la dreapta. Mirela, baftă multă, să vină figurile. Un pic mai în spate. Stai acolo. E o girafă. Vino puțin mai corect. Doi pași mai în spate. E un cerc. Te pregătește-te să te arunci. Mai chicit. Aruncă-te. Pentru asta noi câștigăm 10 puncte. De mult n-am mai văzut un om așa hotărât. O adevărată stană de piatră. Ochii Mirelei sunt ca două lasăre care sfredelesc zidul. Știu că nu-i vedeți ochii, dar credeți-mă pe cuvânt că i-am citit analizele de la oftalmolog. Deci să revenim. Stană, lasăre, zid, Mirela. Girafa e sacrificată pe altarul de sacrificat girafe. Până la urmă și Mirela e sacrificată un pic cu largul concurs al luptătorului care răspunde la numele de Ionuț. Lasă că se face el mare. Pentru că la început ai trișat, să zicem că asta ți-a fost pedeapsa, o parte din pedeapsă. Micul ajutor pe care ți l-a dat Ion. Nu, dar așa mi-a zis, că domnule, să vină să-i dea o mână de ajutor. Eu i-am dat două. I-ai dat două, că ești generos. Să-mi dai un brânci. Fiecare înțelege altfel. Însă, din cele 10 puncte pe care le puteai câștiga, primiți doar 5. Bravo. E corect. Bine. Și legată la ochi. Nu e rău. Și cu punctele luate. Iată, și tot. Nu e rău. Da, pentru că bate 5. Încă mai știm să zâmbim după prima rundă. Hai să anunțăm clasamentul. 25 de puncte are echipa roșie, echipa Mirelei. Noi suntem mai buni. Nu vă aud. Și 15 puncte are echipa lui Mișu Bendeac, echipa albastră. Am plătit prețul. Cei din urmă vor fi cei din tâi. Am plătit prețul acestor puncte. Aveți posibilitatea să spuneți chestia asta, pentru că am ajuns la runda a doua. La runda a doua, capitanii au o misiune și mai grea. Dacă la prima rundă n-ați avut altceva de făcut decât să hotărâți ordinea de participare, la runda asta puteți participa și voi înșivă. Astfel încât doi membri din fiecare echipă vor participa la probă, putând câștiga maxim 20 de puncte. Norocosule! Ești foarte norocos! Mișu, că tot zâmbești așa. Poți să recuperezi. Poți să recuperezi ce ai pierdut. E criză financiară. Poți să fii și tu unul. Oamenii vor să se sinucidă. Eu aș fi de rea. Doamnelor și domnilor, la această probă vor participa eu Ionuț Iftimaie și să-i era sigură! Hai! Am votat de la tine. Bine? Aveți timp să participați toți trei la runda a treia. Da, atunci o să vă fi toți trei. Ionuț! Ionuț! Ionuț, dă microfonul. Lasă-i. Auzi? Uite-te puțin la mine. Da. Corect. Deci a venit din partea Mirelei. Trebuie să... Eu cred în voi. Eu cred în steaua voastră. De joc. Așa, o stea norocoasă. A zis că și-a făcut-o cu mâna ei. Publicul, puteți să-i încurajați. Pentru că e posibil să aibă o figură foarte grea. Așa, pregătiți-vă. Să vină figurile. Respectați-le, să luăm punctele. Ia uite ce chef de figură au. Numai că faceți repede, pozițiile. Repede. Nu depășiți zona de joc. Pozițiile fie. Aoleu. Ce dezastru sunteți. Nu este atât de
piscina noastră. Adrian. La proba asta e pe bază de dans. Dans de societate. Probabil de la Societatea Anonimă a Luptătorilor Cântăreți. Hai, gata cu poezia că avem treabă aici. Toți ca unul trebuie să răzbim prin zid. Ionuț își ia partea leului și alege o figură pe măsura lui, în timp ce Stana, asta e altă Stană, nu e aia de la proba Mirelei. Deci în timp ce Stana se bate de una singură cu animalul de și din zid. Tragem linie, adunăm, împărțim la 2. Mi-a dat cu virgulă, așa că o să vă spună Oana rezultatul. A trecut o singură persoană. Corect. Puteau să acumuleze 20 de puncte. A trecut o singură persoană. Da, ce persoană? Da, ce persoană? Adică n-am trecut oricum, ați văzut ce mișcare de șor. Adică n-a fost simplu. Și ai respectat figura. Bineînțeles. Bravo, felicitări. Eu și cu Dan. I-am dat bună ziua la intrare, bună noi ziua. Noi o să acordăm echipei albastre, adică lui Ionuț. 30 de puncte. 10 puncte. Ce colegă, mersi mult. E bine. Bravo, copii. Bravo. Mersi. Dragă Mirela, este momentul în care ne uimești. Particip sau nu la proba asta? Ne uimește? Păi nu știu. Ce probă e? Aia de 2 în care tu poți participa sau nu. De dublu. Proba de dublu. Să traduc eu. De la Mirela înseamnă că Ernest și Cătălin Botezatu, vă rog. Își trimite dulăi în luptă. În piscină cu ei. Își trimite dulăi în luptă. M-am sacrificat. Se întoarce roata vieții. Țac, țac, țac. Morărița cu fuiorul, țac, țac, țac. Și fuiorul face dorul, țac, țac. Vă bucurați că pot ajunge la 20. Concesie și cooperare. Dragi coechipieri, o să vă rog să respectați zona de joc. Cătălin, Ernest, concesie și cooperare. Și armonie. Și mai ales în not. Stil. Vorbim prea mult. Fluture. Vorbim prea mult. Să vină figurile! Deci, sunt cine mănâncă tot, păi cum rămâneam? Se spune că a crescut mare. Rușinos. Cu armonia. Cum rămâneam cu armonia? Imposibil. Eu chiar m-am desprins de la sol în tentativa de a trece această formă. Metempsihotic vorbind. Ne întrebam dacă lucrați la demolări. Dar fii atent, uite-te puțin la reloare să vezi cât de mică e forma și cât de mare sunt eu. Hai să vedem la reloare. E imposibil să trec prin forma aia mică. Începutul pare promițător. Ernest și Cătălin fac echipă bună, sunt amândoi în aceeași barcă. La partea de teorie stăm foarte bine și ne pregătim de un regal de dat în bărci. Ori au trecut de geama în dură, ori au fost valurile prea mari, ceva s-a întâmplat. Ernest simte că zidul a mai fost și la alții și deci e infidel, deci șo pe el. Cătălin nu se lasă nici cel mai prejos și îl face fărâme, probabil că nu prea era în tendințe. Tot ce-mi vine în minte e celebra expresie românească, prăpăd. Cătălin, felicitări, tu ai încercat să respecti figura din zid. Un punct. Așa, în timp ce Ernest s-a văzut pe reloare, te-ai aruncat așa ca un berbece, singurul tău scop la proba asta a fost să ne dărâm zidul. Da. Scopul meu a fost aruncat în piscină, încercând să trec exact. Pe partea cealaltă. Scopul meu ar fi fost să vă dau niște puncte, dar nu putem la această probă nici să vă dăm mai mult de... De nimic și nici de-ați nouă. Deci au fost groaznici. 5 puncte. Nu-i corect, bravo. Nu-i corect. Okay. Dar nu i-au spart, nu că l-a spart, nu că l-a spart, l-a dărâmat, l-a vrut să vă stați cu el. Dar e foarte greu, mai greu fix. Se cheamă muncă în echipă. Te-ai descurcat, tu ești singurul care a dus. Pentru tine, 5 puncte. Oameni buni, oameni buni, oameni buni. Pace. Cele 5 puncte le acordăm pentru Cătălin. Dacă se ducea măcar unul în piscină, era corect. Pace și armonie. Noi acceptăm și cele 5 puncte. Mulțumim calculatorului. Mulțumim echipa noastră. Mama lui de calculator. Mulțumim. Dacă nu ne dați puncte, noi mulțumim. Mulțumim. Da. Ok, promit că nu mai fac treaba cu zidul. Lăsați că mai sunt pereți. Hai să anunțăm clasamentul după runda a doua. Pentru echipa roșie 30 de puncte. Iar pentru echipa albastră 25 de puncte. Este, mă. Este. Ne apropiem. Ne apropiem. După posibilități, mămică. Da, dar acum încolo vreau să respectați regulamentul nostru și condițiile noastre de joc. Perfect. Și să nu ne mai dărâmați figurile. Zic, okay. Acest și eu o fantezie de când eram copil. De când eram mic, mi-am dorit și eu să trec și prin... Și vă rog eu frumos, nu vă bateți! Runda surpriză! Că tot am ajuns la runda surpriză și capitanii vor fi nevoiți să extragă unul din cele două plicuri pentru că avem două opțiuni.
da, întrebarea de cultură generală și invitatul, surpriză, poate vreau să o rog pe Mirela să extrag. Da. Dar de ce mereu pe Mirela? Pentru că așa e politicos, Mișu, de-aia. A zis poate, dar poate nu. Mulțumesc frumos. Eu am primit și o strângere de mână. Joc de glezne, joc. Cultură generală, bravo! Normal! Bravo! Ceea ce înseamnă că proba invitatului surpriză este la echipa roșie, la echipa Mirelei. Eu nu vreau. Mișu, vă că te bucur foarte tare, să știi că o să începem cu tine. Da, foarte frumos. Tu trebuie să alegi o persoană. O persoană. Împreună cu tine. Două persoane. Nu vrei să participi tu? Vrei să mă duc eu? Da. Nu, Mișu, dacă vrei nu, că tu ești mai... Ba da. E mai... S-ar putea să nu răspund. Nu, stai, lasă. Mergi tu cu mine? Deci cine? Stai puțin. Gândește-te la... Lasă-mă, mergem noi. Merg eu cu ea. Lasă. Hai, cine e mai bun dintre voi trei la cultură generală? Mirela. Ridicați mâna. Nu, lasă. Ridicați mâna. Cine? Nu, în afară de Mișu. Mă duc cu ea. Ok, stai puțin să explici despre ce e vorba. Așteaptă. Eu știu, mă, ne vedem acolo. Hai să-ți explic și ție despre ce e vorba așa pe drumul, în drumul către zona de joc. Avem un perete cu o întrebare deasupra și două variante de răspuns. Pe două uși. Tu trebuie să te poziționezi împreună cu Mișu în dreptul răspunsului corect, pentru că dacă te poziționezi în dreptul răspunsului greșit, e posibil să ajungi în piscina cu apă. Din nou? Să vină figurile! Hai că Mișu este pregătit! Mișu, ridică de picioare! S-a pus întrebarea. Câinele moare de drum lung, iar prostul de grijă a oamenilor sau altuia? Treceți liniștiți, nu-i nimic! Bravo! Mișu, ești îngrozitor! Ești îngrozitor! Ușor! Direct cu față! Veniți la reluare! Mi-aduc aminte anii studenției! Vreau să spun ceva, ești cel mai prost gentleman pe care l-am cunoscut! De ce? Viața mea! Da, ai gentleman! M-a băgat în față! M-a băgat în față! Mă bucur, Oana, că ai zis! Mi-a luat-o în față, mă, direct în față! Nu știu ce ai făcut! Stai să vezi reluarea! Lăsăm zidul deoparte și băgăm la malaxorul de gramatică următoarea zicere. Ești cel mai prost gentleman. Oana Ioniță. Am încheiat citatul. Și mie mi s-a părut că pe blogul lui Mișu e altfel, că e bun, că e cald, că ajută bătrânicile să traverseze, că are un suflet mare. După o ședință scurtă cu membrii echipei care au făcut liceul la uman, am concluzionat că Mișu e gentleman. Că a fost așa doar o rătăcire de moment. Scuze și un coș de flori pentru Stana Izbașa. Pentru echipa albastră, la această probă, se acordă 20 de puncte. Bine. Felicitări. Mirela, cine e cea mai misocină echipă? Cine e pe primul loc? Cine e pe primul loc? Noi. Daniela Gheorghiu. Nu mai vorbesc cu tine. O să te rog frumos să desemnezi membrul echipei tale care participă la această probă și nu zic vreodată membru, pentru că sunt sigur că tu nici nu te bagi. Membru. Corect. Cătălin, dă-i drumul. Hai, Cătălin, te iubim. Cătălin, te iubim. La această probă nu particip singur, ci alături de invitatul surpriză. Haideți să-l cunoaștem. Sau invitații surpriză. Fac eu locul tău, te rog. Ești un nenorocit. Tu ai luat cultură generală, nenorocitule. Dai în banca ta, Mișu. Ce nenorocit ești. Numărăm frumos participanții la această probă, 1, 2, 3, ceea ce înseamnă că la proba asta se pot câștiga 30 de puncte. Haideți, iepurașilor, nu mai fiți dezorientați, haideți în coace, hai că se poate. Aplauze pentru iepurașii noștri. Iepurașilor, nu, pe aici, iepurașilor, pe aici, nu pe acolo. Nu, nu-l credeți pe băiatul ăsta. Fințescu, dar vrei să zic ce-am văzut eu? Schimbați culorile, doi iepurași.